Litotritorul a fost achiziționat la sfârșitul anului trecut. El a costat aproximativ 12 miliarde de lei vechi și este un aparat unic în zona Oltenia. Acest ultim aparat pe care, prin acest proiect, Consiliul Județean împreună cu Spitalul l-am achiziționat, acel litotritor, este unul dintre puținele aparate care toată zona Olteniei le deține. Mai sunt astfel de două aparate, dar de generație mai veche, doar în privat, unul la Craiova și unul la Pitești. În rest, spitalele de stat nu dețin un astfel de aparat pe toată zona. Este foarte căutat și e o intervenție destul de ușoară în comparație cu operațiile clasice. Aparatul minune este tot mai căutat. Cu ajutorul lui, pacienții pot scăpa foarte ușor de pietrele la rinichi. Litotritorul are rolul de a le sparge, iar nisipul este eliminat apoi. Este foarte eficient, numărul de pacienți cam 4-5 pe zi. Este foarte eficient, o metodă nedureroasă, nici măcar anestezie nu se face la bolnav, că nu doare. Vin la noi din județul Olt, din Dol și din Mehedinți. Dacă pentru vechea operație pacientul necesită chiar și 2 săptămâni de internare, acum pleacă acasă în aceeași zi. În plus, de când au primit noul aparat, medicii spun că nu mai efectuează operații deschise. De când aveți acest aparat, ați mai făcut operații clasice? Nu. Și cât stă acum internat față de... Dacă el are coagulare bună și nu are infecție urinară, câteva ore la spart, cu internare de zi. Pe când cu intervenția clasică? Intervenția, la 7 zile se scoteau firele, 2 zile înainte, 2-3 zile după, deci se ajungea la 10 zile. Intervențiile cu litotritorul sunt gratuite pentru toate persoanele asigurate.